Bună ziua! Astăzi o să facem turtă dulce. Ia uitați! Omulețe de zăpadă, bastonașe, mașinuțe. Și o să folosim aceste forme de silicon. Ia uitați ce frumoase sunt! Vedeți? Și o să folosim și formele din zilele trecute. Și o să le facem, o să le punem așa în aceste forme. Ia uitați. Așa. Acestea sunt, i-am făcut mai devreme și am să vă arăt acum și modul de preparare. Ia uitați, turta dulce. Mașinuță. Bastonaș, formă de bastonaș sau om de zăpadă, acestea sunt formele. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de făină, de 260 de grame de făină, făină să fie cernută. O să avem nevoie de 2 ouă. O să avem nevoie de 80 de ml de ulei. 140 de grame de miere de albine. Așa. Un praf de sare. O să avem nevoie. Bicarbonat de sodiu. O jumătate de linguriță. O jumătate de linguriță, așa micuță, o să punem. Apoi o să avem nevoie de scorțișoară, o să punem tot așa o linguriță. Nucșoară, tot așa, o să punem puțin, nu mult, o să luăm și o să punem puțin, puțin. Și ghimbir. Acum îl puteți pune răzuit, proaspăt, sau... gata cumpărat în praf ghimbirul. Și ca să le decorăm, pe deasupra cu zahăr, pudră, să decorăm turta dulce, o să avem nevoie de zahăr pudră, de un albuș și puțină zeamă de lămâie. Și o să mai am nevoie de puțină apă ca să întind după ce le pun în forme. Formele sunt acestea pentru omul de zăpadă. Ia uitați, în silicon am scumpărate omul de zăpadă și bastonașe. Și să facem și pentru băieței. Ia uitați, mașinuțe. Ursuleț. Astea sunt formele care le-am avut și am făcut zile trecute mini brioșe. Mini cake, așa, sau steluțe, ia uitați, tot din silicon, ia uitați cum arată, mașinuța, turtă dulce, vedeți? Omul de zăpadă, sau bastonaș, ia uitați, cum să-l pun să se vadă, așa, și o să începem. Am să dau deoparte. O să începem și o să punem într-un bol. Așa. Într-un bol o să punem... Bună ziua, Monica! Bună ziua! Eu sunt în Roma. Eu prepar din Roma. Sunt moldoveancă din Iași, dar locuiesc în Roma. Bună ziua! Și facem turta dulce. Și o să punem 2 ouă. Se vede? Să dau mai în spate. Așa. O să punem 2 ouă. Cu uleiul. Aici avem 2 ouă. 80 de ml de ulei.
Eu tot timpul pun cam 83-85, că mai rămâne pe pahar când turnăm. Ca să am exact 80 cântărit. Apoi am să adaug și mierea. Și aici îmi trebuie 140 de miere. Și am să o cântăresc. 140. Eu am pus aici un pic mai mult. Și o să punem 140 de miere. Ia să vedem. Vedeți cum rămâne pe pahar. Așa. Și avem 140 de miere. Așa, și amestecăm cu un tel. Amestecăm așa bine. Eu am să pun ghimbirul proaspăt. Ia uitați. Am să pun ghimbirul proaspăt și am să-l adaug la ouă. Dacă o să puneți ghimbirul în praf, îl puneți în făină. Eu am să-l adaug în compoziția cu ouă, pentru că este umed. Și am să pun tot așa o linguriță și ceva. Am să pun. Și amestecăm. Acum am să dau deoparte ouă. Și aici avem 260 de grame de făină. Avem 260 de grame de făină. Și o să punem praful de sare. Punem praful de sare. Aici avem o jumătate de linguriță de bicarbonat. De bicarbonat de sodiu. Vedeți? Cam așa o jumătate. O jumătate de linguriță. Apoi, o să punem scorțișoară, o linguriță plină. Aici am aproape o linguriță plină. Ia uite. Am să pun pe tot. Așa. Aici am nucușoară și am să pun puțină nucușoară, nu multă. Și cum am spus, dacă adăugați ghimbirul în praf, îl adăugați în, aici, la făină. Dacă nu, puneți ghimbirul proaspăt, îl puneți cum am pus eu la ouă. Și dăm deoparte. Și acum amestecăm totul cu o paletă. Și apoi o să gustați. Când aluatul este gata, o să gustați ingredientele, să vedeți dacă sunt, este bun, este gustos, este bun aromat. Mai trebuie scorțișoară, mai trebuie puțin ghimbir. Acum fiecare pune după gust. Așa, și amestecăm bine. Făina cu aromele. Ne aducem înapoi ouăl, amestecăm și o să adăugăm treptat făină cu aromele noastre. Și o să punem puțin câte puțin. Eu mai am încă o rețetă de turtă dulce, care se face tot cu miere, dar se face totul pe aragaz. Este diferită, este bună și aceea. O găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și amestecăm. Amestecăm încet ca și adăugăm încet ca să nu facem cocoloașe. Așa. Mai adăugăm puțină făină cu condimente.
făina să fie cernută. Și amestecăm încet, încet, încet. Mi-am deschis deja cuptorul și l-am dat aproape de 190 de grade, 185-190. Și durează în circa 10-15 minute maxim, înțepați cu scobitoarea. Se fac foarte repede. Și cum le scoatem, deci între timp ce stau la cuptor, noi o să preparăm glazura, o să le glazurăm imediat cum sunt scoase din cuptor să fie calde. Și amestecăm și mai adăugăm făină. Puțin câte puțin. Așa. Turtă dulce. Mi-aduce aminte de copilărie. Ce bună era. Și de fiecare dată când mă duc în România îmi cumpăr turta dulce. Pentru că este foarte, foarte bună. Așa. Mai adăugăm făină. Și apoi o să punem în forme și o să dăm la cuptor. Și adăugăm și restul de făină. Și amestecăm așa totul. Vedeți, aratul este aproape gata. O să-l punem imediat în formă. Așa este consistența, ia uitați. Este moale. Amestecăm. Eu am să pun într-o pungă ca să pun în forme, să-mi vină mai ușor. Ia uitați cum arată. Cam așa este consistența. Acum am să pun într-o pungă. Am să-mi iau o pungă de aici. Apoi o punem în formă. Așa.
aici am formele. Ia uitați. Omuleți de zăpadă și... Și o să punem și în aceste forme. Ia uitați de ursuleț, trenuleț. Să facem. Ia uitați cum o să iasă. Aceasta este mașinuța. Omulețul de zăpadă. Acum o să le punem în forme. Sau bastonașe. Ia uitați. Așa. O să umplem forma pe jumătate. Nu până sus. Așa, am să tai vârful. Și punem. Așa. Aici mi-am pregătit puțină apă. Bună ziua, Viorica! Bine ai venit! Am puțină apă și cu degetul am să presez așa pe deasupra ca să întind așa bine tot. Așa. Așa. Acum, am pus în această formă, o să punem și în aceste forme, tot așa, până la jumătate. Punem și în mașinuță. Ah, mulțumesc, am cumpărat-o de curând. Este foarte bun la gust. Am cumpărat-o de curând această formă. Mi-a plăcut foarte mult. Și zic să încerc tusta dulce. Și iese minunat. Așa. Acum o să le dăm la cuptor. Așa. Cu degetul și cu puțină apă am să întind așa aici. Să-l fac uniform. Cuptorul este la încălzit, l-am deschis să-l încălzesc. Și cât timp, că durează 10 minute, maxim 15, dar în 10 minute sunt gata, că sunt subțiri. Noi o să facem glazura și apoi o să le glazurăm. Așa. Acum am să le dau la cuptor. Le pun pe o tavă. Ia uitați, am să le pun aici pe o tavă. Le-am pus pe tavă, le dăm la cuptor și imediat o să facem glazura.
așa or să iasă torta dulce. Pe spate, pe față, omulețul de zăpadă. Ia uitați cum arată. Sau bastonașele. Astea le-am făcut mai devreme ca să vi le arăt. Ușor. Avem zahărul. Avem alboș și zeamă de lămâie. O să punem. Și cu o linguriță. Aici avem alboșul. Eu pun puțin. Puțin pentru că puneți mult, o să trebuiască foarte mult zahăr pudră. Mulțumesc, Monica. Mulțumesc. Așa, și o să luăm cu lingurița și o să punem mâna peste alboș. Puteți să puneți și vanilie în să aromați glazura ca să fie bune. Eu pun lămâie. Și dacă vă iese prea groasă, mai adăugați puțină lămâie sau puțin alboș. Și dacă este subțire, adăugați zahăr pudră. Ia uitați, albușul cu... Am pus puțin, doar o parte din alboș. Puțin. Așa. Am să pun și puțină zeamă de lămâie, am să storc. Așa. Și cum le scoatem din cuptor, imediat le dăm. Le dăm cu această... Așa. Mai pun puțin zahăr. Glazura este foarte simplu de făcut. Nu m-am uitat la ceas. Ca să vedem când sunt gata. Cam așa ar trebui să arate glazura. Vedeți? Și am să o dau cu, pe deasupra cu un penson. Ne uitați, cu un penson așa, așa, cu acesta. Dăm pe deasupra, așa facem. Să-mi pun pe foaie de aluminiu și le răstorn aici, am să le pun când le scot din cuptor. Așa ne pregătim terenul. Punem la loc. Așa, să vă mai arăt între timp torta dulce. Ia uitați. Să rupem o bucățică. Ia uitați cum arată. Este moale și bună. Fărămânuță. Este foarte bună. Sper să vă fac poftă, să încercați rețeta. Este foarte simplă. Oameni de zăpadă. Am gândit să facem și în altă formă torta dulce. Așa. Ia uitați. Să rupe. Vedeți cum este în interior? Și glazurată cu albuș, cu zahăr pudră și cu puțină zeamă de lămâie. Ia să vedem. Cred că sunt gata. Am să le mai las 2 minute la cuptor. Așa. Hai să vedem cum să dau deoparte. E fierbinte. Să țin cu hârtiuță. Au ieșit. Au ieșit. Sunt foarte, foarte delicați. Și acum o să ungem.
Am să-i dau pe partea cu spatele, mai întâi pe partea din spate, încet, încet. Sunt fierbinți, sunt foarte, foarte delicați. Așa. Și acum o să dăm cu glazură. Asta-i se rupe capul. După ce am dat pe partea din spate, îi întoarce și dăm și pe față. Și apoi lăsăm la uscat. Așa. Acum întoarcem. Încet. Ia uitați. Omuleții. Așa. Și dăm așa pe toate părțile. Aveți mare grijă că sunt foarte delicați. Cât sunt calzi. Am pus scobitoare să vedem acesta dacă este făcut. Este cel mai înalt. Acesta îl mai las puțin. Aia, frige. Oh. Așa. O să le întoarcem și pe acestea. Ați văzut, nu este nevoie să fie unse formele pentru torta dulce. Așa. Ia uitați ce frumoase sunt. Să le pun pe un șervețel, să vi le arăt așa de aproape. Ia uitați. Aceasta este mașinuța. Vedeți pe spate cum este și pe față. Ursulețul. Și pe acestea o să le dăm cu imediat cu glazură. Așa le întoarcem invers. Steluța. Acestea sunt mai mari. Acestea sunt mai micuțe. Ia uitați. Torta dulce. Așa este moale, moale. Acesta s-a rupt. Să vă arăt cum arată în interior. Uitați, abia scoase din cuptor, calde. De lămâie aici și am să mai pun puțin zahăr pudră. Așa. Și amestecăm. Cred că am pus prea mult zahăr. Am pus 2-3 picături. Și o să punem și peste acestea.
Așa. Acum le glazurăm și pe pe aceste care le-am scos. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături astăzi. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Weekend plăcut tuturor. Vă pup și să încercați tot rețeta, să vedeți cât este de bună. Vă pup dulce, weekend plăcut, la revedere și multă, multă sănătate. Pupici!